În urmă cu 153 de ani, la Putna avea loc prima serbare a românilor de pretutindeni. Evenimentul a reprezentat un amplu proiect de țară al Asociației Studențești din Viena, România Jună, inițiat de Mihai Eminescu, cu scopul creării cadrului Unirii României în granițele ei firești, pentru început prin elitele ei. Împlinirea 400 de ani de la sfințirea mănăstirii Putna, la sărbătoarea Sfintei Marii din august 1870, părea un bun prilej pentru a nu trezi suspiciuni autorităților austriece. În plus, ocaziunea întâlnirii la un hram bisericesc, se arată în apelul la unitate făcut de Comitetul de Organizare, ar fi cea mai bună pentru improvizarea unui congres de studenți români de pretutindenea, de care ducem lipsă de mult timp. Întâlnirea a avut loc abia anul următor, în august 1871. Eminescu se impune ca unul din cei mai entuziaști susținători ai sărbării de la Putna. Se presupune că a sprijinit Comitetul Provizoriu la întocmirea apelului și a proiectului de program. Printre tinerii care au participat atunci la ceremonii, s-au numărat personalități ale culturii române de mai târziu. Ioan Slavici, Nicolae Teclu, Ciprian Porumbescu sau Alexandru de Xenopol. Sărbarea de la Putna, deși nu a avut impact direct asupra politicii perioadei, poate fi încadrată cu succes între manifestările naționale ale românilor din Imperiul Austro-Ungar, alături de pronunciamentul de la Blaj din 3 mai 1868 sau de memorandumul din 28 mai 1892.